Salutare, numele meu este Alexandru și am un frate mai mare ca mine cu 3 ani care face vloguri. Iar pentru mine acest lucru este un chin, deoarece eu trebuie să fiu cel care suferă în vlogurile lui. Fratele meu a fost mereu genul care făcea tot felul de nebunii de când eram mic, iar eu sunt mai cu minte de fel. De fiecare dată când el făcea o prostie, eu eram cel vinovat, deoarece mă spunea la mama și tata că eu eram de vină pentru toate stricăciunile pe care el le provoca. Bineînțeles că părinții nu îl credeau pe el, deoarece și ei știau câte obrăznicii a făcut la viața lui. Așa că după ce ani au mai trecut și a apărut YouTube-ul, el s-a gândit să își facă un canal de farse și challenge-uri. Fiecare lucru pe care îl făcea, îl filma și imediat le punea pe YouTube, dar nu știa deloc să filmeze, mai ales că avea un telefon de modă veche și se vedea numai în pătrățele, ca să zic așa, iar ca vizualizări nu avea mai mult de 10. Și asta pentru că le arăta doar la alți prieteni și colegilor de clasă. Câteodată se mai uitau și părinții, dar nu prea le dădea importanță. Ca să vă explic exact ce făcea, el își pregătea diferite lucruri de prin casă și începea să le arunce prin cameră și să facă mizerie. La un moment dat am vrut să-l fac să înceteze, dar deodată mă trezesc cu o pungă de făină în cap care s-a împrăștiat pe tot covorul. El râdea în continuu și filma pentru vlogul lui, iar eu încercam să-i zic să aducă o mătură ca să facem curățenie, că altfel vedeau părinții și ne pedepseau. Dar bineînțeles că nu m-a ascultat, iar din cauza lui am fost pedepsiți amândoi. Cu toate că eu le-am zis părinților că nu e vina mea. Tată, eu nu am făcut nimic. El a început să facă mizerie prin casă și să-mi arunce cu făină în cap și să mă filmeze. Nu mă interesează cine a făcut asta. Amândoi sunteți pedepsiți pentru că ați făcut mizerie. Toată casa vreau să strălucească în momentul ăsta, ați auzit? Dar de ce sunt și eu pedepsit? Eu am încercat să-l fac să înceteze, dar nu mă ascultă niciodată. Vrea doar să filmeze și să pună toate chestiile astea pe YouTube. Lui ar trebui să-i spui chestia asta și să-l pedepsești. Cum adică să filmeze? Vrei să spui că a filmat când a făcut asta? Ia să văd și eu filmarea. În momentul în care fratele meu a auzit că tata vrea să vadă filmarea, a șters-o imediat din telefon. Și uite așa, el tot spunea că eu mint și că și eu am făcut mizerie în casă, nu doar el. Așa că amândoi a trebuit să curățăm toată casa. După 2 zile a început iarăși nebunia cu filmările lui, iar de data asta a fost mai rău, deoarece stăteam amândoi în curtea casei și el m-a rugat să filmăm un video. L-am întrebat dacă iarăși îmi face vreo farsă sau ceva de genul, însă a spus că nu și a mers pe încrederea lui. Scopul jocului era ca unul dintre noi să stea la perete, iar celălalt să arunce cu baloane cu apă și cine nimerește mai multe va fi declarat câștigător. Ideea nu era rea la început și mi-a plăcut, mai ales că era și cald afară, era vară, așa că de ce nu? Primul care a trebuit să stea la perete, bineînțeles că am fost eu. Dă el drumul la filmare și începe să arunce cu baloanele în mine. Regula era să stăm cu fața la perete și să nu ne uităm în spate, așa că dintr-o dată simt cum începe să arunce cu ouă fix în mine, în spate și la picioare. Când am văzut că face asta, m-am întors repede spre el și mă trezesc cu un ou fix în frunte, care pe moment doar a usturat puțin. De nervi, am luat telefonul repede și m-am dus cu filmarea să-i arăt tatălui meu. Tata, văzând că sunt plin de coajă de ou, m-a întrebat ce am pățit. Ce s-a întâmplat? De ce ai ouă sparte pe tine? Ți-am zis că nu mă lasă în pace și vrea doar să filmeze. Uite aici filmarea să vezi că nu mint. Eu am crezut că vrea să ne jucăm cu baloane cu apă, dar a început să arunce cu ouă în mine. Mai ales că a pătat toți pereții casei. Așa că el văzuse filmarea și începuse să-l strige pe frate meu, dar nu venise. Ne ducem după el în curte și era de negăsit. Tot îl strigam, dar nu apărea, până când îl vedeam că stătea ascuns după un gard și nu știu cum reușise să-mi ia telefonul meu și mă filmase pe mine și pe tata. Așa că până la urmă a venit la noi și tata îl certa. Nu ți-e rușine să arunci cu ouă în fratele tău? Nu vezi ce mizerie ai făcut pe pereții casei? Crezi că asta se curăță așa ușor? Deja ești băiat mare și tu faci chestii de genul ăsta? Dar tată, eu am vrut să mă distrez și să filmez pentru canalul meu de YouTube. Ce canal de YouTube? Lasă odată prostiile astea și pune și fă curățenie.
Imediat iei furtunul și peria de curățat și vreau să văd pereții ăștia nou-nouți. În momentul ăsta ștergi toate filmările pe care le-ai făcut și la fel ștergi și canalul de YouTube. Dar tată, acolo sunt vlogurile mele, nu vreau să le șterg. Așa că tata l-a obligat să șteargă canalul de YouTube. Dar oricum nu avea mai mult de 10 videouri, dintre care avea maxim 15 vizualizări la fiecare. Tata a văzut toate videourile înainte să îi le șteargă și s-a supărat foarte tare, deoarece găsise și niște filmări cu el și cu mama în timp ce stăteau la masă și mâncau. Iar asta l-a deranjat destul de tare pe el, mai ales că lui nu-i prea îi place să facă poze și să se filmeze. Așa că îl pusese ca timp de o săptămână să se ocupe de grădină și casă. Pedeapsa nu a durat prea mult, pentru că imediat după ce asta a trecut, la vreo o săptămână distanță și-a făcut un alt canal de YouTube și a început iarăși să filmeze toate nebunile care îi treceau prin cap. Eu văzând că nu și-a învățat lecția de data trecută, am început să explic frumos că cel mai bine ar fi să nu mai posteze acele chestii, deoarece mama și tata se vor supăra pe el. Mai bine încetezi odată cu lucrurile astea, că altfel s-ar putea să rănești pe cineva, poate chiar pe mine, dacă nu chiar și pe tine te rănești. Bine, dar înainte de asta hai să mai filmăm ceva pentru noi. Promit că nu postez nimic pe YouTube. Vreau doar să fie amintire pentru noi când anii vor trece. Ok, dar ce vrei să facem? Vreau să ne urcăm într-un copac și cine se urcă primul în el o să câștige un premiu. Ce zici, te bagi? Noi aveam în curte un cireș destul de înalt și mie îmi era frică să mă urc în el, mai ales că eram destul de mic atunci. Iar el fiind mai agil ca mine putea să se urce. Așa că i-am făcut pe plac și l-am lăsat să filmeze cum eu mă urcam în copac. După vreo 5 minute, am urcat în cel mai înalt punct, dar faza urâtă era că eu nu mai puteam să cobor, iar el stătea jos și mă filma și râdea în continuu de mine. Eu de frică am început să urlu și să-l stric pe tata să vină să mă dea jos. După niciun minut apare el și îl vedeam cum îl ceartă pe frate meu și aduce scara să mă dea jos. Eu tremuram destul de tare, deoarece mi-era frică să nu cad, așa că bineînțeles că i-am explicat exact ce s-a întâmplat. Cum ai putut să-l faci să se urce în copac? Nu vezi că e mai mic ca tine? Dacă Doamne ferește cădea din copac! Dar eu am vrut doar să vedem cine se urcă primul și să rămână amintire pentru noi. Doar ne jucam, nu am făcut nimic rău. Iar ai filmat asta? Nu ți-am zis să încetezi cu nebuniile astea? Din clipa asta îți iau telefonul și nu mai ai voie deloc cu el. Dar tată, după aia nu mai am cu ce să filmez. Trebuie să mă lași să filmez eu ceva pentru că îmi place. Vrei să spui că îți place să-l terorizezi pe frate tu? Nu vezi săracul că e mic? Lasă-l în pace să-și vadă de viață. Tu poți să-ți descoperi alte hobby-uri. Așa că dă telefonul. Așa că el a rămas fără telefon, iar eu nu am mai fost chinuit cu toate ideile lui pentru filmări. I-a înapoiat telefonul de-abia după o lună de zile, timp în care și-a descoperit alte hobby-uri, fără să mai trebuiască să filmeze sau să rănească pe cineva, ca să zic așa. Și după ceva scurt timp, l-a mai întrebat dacă vrea să mai facă vlog, dar a zis că nu, pentru că nu mai are chef de asta și îi place mai mult să meargă să se joace fotbal. Așa că se înscrisese la o echipă de fotbal și a continuat asta. Eu eram fericit pentru el și mai ales pentru mine, deoarece nu mă trezeam cu ouă în cap și alte lucruri ieșite din comun, doar ca să pună el pe YouTube apoi. Așa că aceasta a fost și povestea mea. Iar ca sfat pentru voi, dacă vreodată aveți o soră sau un frate care vrea să facă filmulețe amuzante pe YouTube, cel mai bine ar fi să încercați să nu îi picați în plasă. Altfel, s-ar putea să vă treziți într-un copac din care nu vă mai puteți da jos, sau cel mai probabil, cu un ou în cap. Așa că aceasta a fost și povestea de astăzi. Și nu uitați, dacă și voi aveți ceva interesant de povestit, din care cu toții avem ceva de învățat, puteți să ne le trimiteți pe e-mail sau chiar pe Instagram. Un follow și pe Instagram ca să fiți la curent cu tot ceea ce vom posta în continuare, aveți totul în descriere și noi vă mulțumim tare mult pentru toată susținerea acordată. Abonați-vă, activați clopoțelul și ne vedem în următorul episod cu multă pace și iubire. Salutare!